cea mai mare varietate de produse vegane? E doar pe goveggie.ro. Bună, sunt Alexandra Corbu și vă urez bun venit la Starea Planetei. Abordăm în episodul de astăzi un subiect delicat, atât pentru noi consumatorii, cât și pentru companiile de la care cumpărăm. Vorbim despre greenwashing, adică ceea ce fac companiile atunci când investesc timp și bani în crearea unei imagini responsabile față de mediu, când de fapt întregul model de afaceri este dăunător mediului. Contrar a ceea ce am putea crede, nu este ușor de identificat și ce e cel mai frustrant probabil nu este nici ușor de sancționat. Tehnicile prin care companiile își manipulează astăzi clienții, făcându-i să creadă că depun eforturi considerabile în direcția sustenabilității, s-au rafinat de-a lungul timpului. În plus, nu toți cei care fac greenwashing sunt conștienți că manipulează. Fenomenul poate să apară și atunci când oamenii care se ocupă de marketing nu înțeleg cum stă treaba cu sustenabilitatea, sunt certați cu știința și folosesc tot felul de termeni aiurea doar pentru că sună bine și pentru că au voie. Indiferent de motivație însă și de cât de conștienți sunt cei care fac greenwashing, de faptul că își mint clienții, fenomenul există și a căpătat proporții în ultimii ani. Mai ales de când și consumatorii au devenit mai atenți la impactul pe care l-au cumpărăturile lor asupra mediului. Vom lua acum pe rând trei tipuri de greenwashing: direct, indirect și politic. Direct e atunci când publicitatea îți pune în față că ai de-a face cu un produs green, eco-friendly, sustenabil, conștient, cum este cazul cu aceste colecții de haine conscious create de companiile fast fashion. Termenii aceștia pot fi folosiți oricând, așadar se poate abuza de ei. Dar haideți să luăm un exemplu concret, cazul ambalajelor pe care apare simbolul universal al reciclării, sau pe care scrie reciclabil și care te poate face să crezi că faci o alegere prietenoasă cu mediul. Pe unele apare chiar și îndemnul reciclează, mutând complet responsabilitatea în cârca consumatorului. În realitate, e nevoie ca infrastructura să-ți permită să reciclezi acel material și ca acea companie să-și bată capul să-și recupereze ambalajele și asta ar fi fain. Nu ideal, dar fain. Ideal ar fi să recunoaștem că cel mai important e să reducem producția și consumul de plastic, pentru că reciclarea e oricum o poveste frumoasă și atât. Dacă guvernul sau autoritățile locale nu-ți pun la dispoziție această posibilitate, îndemnul e egal cu zero. Cât despre ambalajele care pretind că sunt făcute din material reciclat, nu s-ai de verificat procentajul, pentru că poți scrie asta chiar și dacă ai numai 5 sau 10% din ambalaj făcut din materiale reciclate. Un mod indirect de a face greenwashing, pe care eu una l-am observat folosit constant în marketing la noi, este să apelezi la culori și tot felul de semne care să te facă să asociezi produsul cu sustenabilitatea și ecologia. Nu-ți spun direct că brandul meu e responsabil față de mediu, dar te las pe tine să faci conexiunea. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani se înverziseră brusc toate metrourile din București. Trenurile erau îmbrăcate în verde pentru a face reclamă unei companii foarte cunoscute care produce brânză topită. Și nu doar că era totul verde, dar apăreau în această reclamă tot felul de elemente. Ba un simbol care semăna cu cel al reciclării, numai că nu era. Ba unul care ne arăta că reclama s-a făcut clar înainte de pandemie și care semăna cu certificarea hand in hand, numai că nu era. Ba un fermier verde cu furcă. În fine, ați prins ideea, tot felul de simboluri drăgălașe care inspirau încredere fără să însemne nimic. Inițial, până să văd ce scrie, m-am bucurat, crezând că reclama aparține unei companii care vinde produse din plante. Numai că era vorba de vaci și, credeți-mă, nu e nimic verde la niște vaci crescute în ferme zootehnice, unde nu doar că nu pupă iarbă verde, dar nici măcar nu văd lumina soarelui. Am ajuns și la ultimul tip de greenwashing pe care mi-am propus să-l abordez azi, cel politic. Prin politic, nu mă refer la faptul că are legătură cu partidele politice, ci că merge dincolo de marketing și ajunge în zona de activism, de schimbări sociale. Să nu înțelegeți greșit, e de dorit ca o companie să direcționeze bani către cauze sociale sau de mediu, să dea granturi, să vină cu mesaje ecologiste, atât timp cât lucrează în paralel, să-și transforme modelul de afaceri într-unul cu adevărat responsabil față de mediu. Dar dacă o companie direct răspunzătoare, să zicem, de defrișări masive, nu face nimic pentru a schimba modelul de afaceri, însă aruncă cu bani în campanii de plantat puieți, e bine, aici avem o problemă, adică avem fix definiția greenwashing-ului pe care am dat-o la început. Asta se întâmplă și pentru că e incomod să depui mai multe eforturi pentru a schimba modelul de afaceri. E un angajament pe termen lung și care nu îți aduce lauri atât de rapid precum o campanie reușită de marketing. Numai că toate companiile ar trebui să înțeleagă, având în vedere gravitatea crizei climatice,
că nicio campanie de marketing, indiferent câte milioane de euro ai băga în ea, nu va reuși să mascheze efectele crizei climatice. Ori ne apucăm toți de treabă, cu mare, cu mic, preferabil în ordinea aceasta, conștienți fiind că nu există creștere infinită pe o planetă cu resurse finite, ori ne mai jucăm câțiva ani cu tot felul de culori și mesaje optimiste. Asta e tot. Nu uitați să puneți presiune pe companii să se ridice la nivelul campaniilor verzi de marketing și pe guverne să reglementeze marketingul. Ne revedem sâmbătă viitoare pe Facebook, Instagram și pe canalul YouTube Starea Nației. Pe curând! Cea mai mare varietate de produse de post e doar pe goveci.ro.